Mergem mai departe, pentru nativii săgetători, ce poate fi mai frumos decât Jupiter, intra de pe 20 decembrie în semn prieten în semn de foc. Atât pentru săgetători, spuneam, cât și pentru lei, cât și pentru berbeci, este o perioadă foarte, foarte uh, bună din punct de vedere al oportunităților și al lucrurilor care vă propun să avansați, să promovați și așa mai departe. Vom vedea foarte mulți nativi săgetători care se dezvoltă, care încep să câștige foarte bine. Uh, Într-adevăr, sunteți. Puși în fața unei alegeri pe care nu oricine poate să o facă. Da, este o alegere care vă poate aduce foarte mult profit. Zona de confort, zona de intuiție, zona în care se face conexiunea cu divinitatea vine cu Neptun pe casa a patra din planul persoanelor care țin la dumneavoastră cu foarte multă puritate, foarte multă curățenie sufletească. Neptun se găsește pe casa familia oamenilor implicați foarte frumos și sufletește deschis și curații către nativii săgetători. Ascultați sfaturile oamenilor pe care îi știți sincer, care știți că vă iubesc cu adevărat, um, membrii ai familiei, um, copii, partenerul de viață, părinți, deci oameni care sunt foarte legați de noastră sufletește. Uh, este o perioadă care într-adevăr vă vorbește prin uh, aceste uh, persoane pentru nativi săgetători este un fel de uh, perioadă în care uh, Universul vă răsplătește pentru toate faptele bune pe care le-ați făcut la un moment dat, dacă știți că ați ajutat sau dacă știți că pe undeva... ați uh, făcut lucruri bune, este momentul acum să uh, culegeți roadele. Această perioadă portal, pentru că este perioada dintre ani care este foarte puternică din punct de vedere energetic, spuneam că adevărata bătălie acum va fi pe energie, uh, ne învață, de fapt, cum să ne calibrăm energetic și cum să nu mai pierdem uh, această energie care devine din ce în ce mai greu de obținut, pentru că uh, perioada este destul de încărcată, noi trebuie să-l anticipăm pe Saturn în pești. Acum, oarecum, uh, este liniștea înaintea furtunii, cum se spune, pentru toată lumea, deci trebuie să ne echilibrăm, trebuie să învățăm să ne găsim prietenii adevărați, oamenii care ne tulbură cel mai puțin. De exemplu, dacă avem de ales între... 10 persoane și din acestea 10, să spunem, 5 sunt foarte vechi în viața noastră, iar, dar ne agresează mai mult și 5 sunt persoane nou apărute, dar ne agresează mai puțin, sfatul meu este să alegem persoanele care, din punct de vedere energetic, ne agresează mai puțin, chiar dacă pe undeva poate părea nedrept. Pentru că, repet, adevărata bătălie în perioada actuală este pe energie. Și nu este ca și când toată ziua faci numai prostii, și vii seara acasă și ai mâncat și ai stat puțin liniștit la televizor sau ai făcut puțin sport și gata, te-ai reechilibrat. Nu, nu mai merge chiar atât de ușor. Uh, nu este atât de ușor să ne reechilibrăm. Ca atare, tot timpul trebuie să fim în gardă să nu mai facem lucruri care ne uh, fac să pierdem această energie atât de valoroasă. Deci, pentru nativi săgetători, în semn prieten, Jupiter arată, arată că aceste 5 luni în care energia este atât de accelerată, sunt luni în care trebuie să începeți lucruri, chiar trebuie să începeți ceva. Ceva nou trebuie să vină în viața dumneavoastră, poate fi un proiect, poate fi o afacere, o nouă abordare, o schimbare a mentalității, un nou eu. Deci ceva care să, să vă facă să vedeți lucrurile în dintr-o nouă perspectivă, într-o nouă perspectivă, într-un fel în care nu le-ați mai văzut până acum. Și cu siguranță uh, veți vedea că. Deci cel mai rău ar fi pentru nativi săgetători să existe stagnare. Deci trebuie să faceți un schimb cu Universul în această perioadă. Așa funcționează această energie. Este foarte accelerată, foarte, foarte accelerată. Și este bine să dinamizăm deja. Uh, este bine să existe și o componentă spirituală la această trecere între ani spuneam, trebuie să deja să ne pregătim să ne întâmpinăm pe Saturn în semnul peștilor în martie 2023. Este bine să avem așa un bilanț la finalul anului, măcar câteva ore cu noi înșine, în care să ne retragem acea percepție despre care vorbeam, care este foarte importantă. Este bine să avem o concluzie până la finalul anului este într-adevăr momentul să ne aliniem cu ceea ce suntem noi cu adevărat și să faceți ca nativ săgetător o alegere. O alegere care trebuie să implice o schimbare. Mergem mai departe, pentru nativii Capricorn, ce poate fi mai util decât să avem 5 planete în semnul nostru? Soare, lună, iar luna nouă în semnul dumneavoastră, Venus, Mercur și Pluton perioadă foarte bună pentru negoți, pentru schimburi, pentru comerț, pentru mai ales pentru cei care sunt implicați în tot felul de activități și acțiuni mercantile. Nu vă temeți de ce spun acest lucru, pentru că Pluton în conjuncție cu Mercur poate să atragă atenția unui risc pe care vi-l asumați din punct de vedere material, poate, nu știu, aveți o idee să investiți în ceva, ceva riscant sau să faceți ceva ce nu ar face toată lumea, sfatul meu este să nu exagerați cu riscul, dar totuși să vă asumați un risc, pentru că așa intrați pe energia aceasta, unor chiar trebuie să riști ca să intri pe o energie, chiar dacă mai se întâmplă și ceva care nu e chiar conform planului, dar ai intrat pe această energie care este opusul energiei stagnării. Acest Jupiter în Berbec, pentru nativii Capricorn, are loc pe casa a patra. Deci ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că vă veți simți destul de confortabil cu anumite persoane care sunt precum membrii familiei noastre. Acolo este locul în care v-ați subapreciat până acum, deci este locul unde acum puteți să aveți expansiune. Pe undeva trebuie să aveți o casă mai frumoasă, trebuie să uh, vă înțelegeți puțin, să apreciați puțin mai mult persoanele care sunt membri ai familiei sau se prezintă pe cum niște membri ai uh, familiei uh, și veți da mult mai multă importanță conceptului de familie. Vom vedea foarte mulți nativ Capricorn care poate au avut... Uh, Experiențe neplăcute sau care poate s-au implicat prea mult în plan profesional, neglijând planul domestic sau căminul, acum pentru dumneavoastră va deveni un fel de uh, tabu. Căminul, casa, o relație stabilă, membrii familiei. Uh, deci vor conta foarte mult aceste atribute și asta deoarece Jupiter vă ajută să apreciați extraordinar de mult aceste situații specifice casei Iracului. Tot Jupiter vorbește despre faptul că prin aceste quadraturi pe care le face zilele acestea, spuneam, de fapt acum doar cu soarele, ieri și cu soarele și cu luna, tendința de exagerare poate apărea din cauza unei personalități, acum cu atâtea planete în casa personalității pe ascendent la dumneavoastră, poate fi un exces de personalitate, poate vă doriți să faceți anumite lucruri separat de membrii familiei. Nu uitați încă că însă că factorul, de faptul că factorul de noroc vine în continuare prin intermediul persoanelor apropiate, prin intermediul persoanelor care sunt precum niște membri ai familiei. Mai mult decât atât, uh, intrarea lui Saturn în pești, spuneam, în martie, în martie, repet, este o lună incredibilă când și Pluton și Saturn schimbă semnul. Uh, această configurația astrală care se pregătește în curând, pentru nativii Capricorn va fi una favorabilă, pentru că vă simțiți bine atâta vreme cât Saturn este într-un semn care face sextil cu semnul dumneavoastră. Deci dacă acum sunteți poate puțin tulburați, pentru că intrarea lui Jupiter în Berbec poate să vă arate o zonă care este un pic haotică. Poate să vă arate o zonă care poate pe undeva nu este pusă la punct așa cum v-ați dori, iar dumneavoastră oricum sunteți perfecționiști, și poate nu știu, vi se pare că, nu știu, casa nu este pusă la punct așa cum ar trebui, că um, prietenii nu sunt chiar toți la locul lor. Um, și totuși, pe fundul acestui aparent haos, dat de cuadratura Soare-Jupiter, pe care vă inoculează destinul cum vă face să credeți că lucrurile nu sunt chiar. ca la carte, să știți că apar noi oportunități. Jupiter, chiar și dacă este prost aspectat, vine cu un imbolt și întotdeauna când o planetă mică, adică luna ieri în special, în aspectul de lună nouă, antrenează o planetă mare, cum este Jupiter, care este cea mai mare planetă a sistemului solar, această planetă mare se dinamizează. Deci era a fost o zi în care um, această dinamică pe care a dat-o fenomenul de lună nouă lui Jupiter, cu siguranță s-a văzut undeva în viețile noastre și nativii Capricorn au fost gazdele acestui fenomen de lună nouă, ca atare, cu siguranță ați observat ceva care v-a zgândărit, ceva care v-a atras atenția, ceva care v-a solicitat pe undeva energetic și v-ați dat puțin seama care ar fi dinamica în viitor, revenind după publicitate cu nativii vărsători. Am revenit pentru nativii vărsători, spuneam cât de important este să înțelegeți acest mesaj interior pentru vărsător cu adevărat. Nu trebuie să consumați energie în exterior, trebuie să percepem, trebuie să acceptăm, trebuie să dați dovadă de bonomie, trebuie să faceți lucrurile în așa fel încât introspecția, interiorizarea să fie la ordinea zilei și cât mai puțin. Exteriorizarea. Energiile noi pe care le aduce Jupiter în viața dumneavoastră au puternică legătură cu crearea unui factor de confort, un cămin, mai exact. Ceva ce să vă aducă foarte multă energie benefică pe zona legată de intimitate. Deci trebuie să faceți în așa fel încât să lucrați într-un domeniu, într-un spațiu, care să vă vorbească. Despre suflet, despre zona care vă aduce un confort sufletesc. Este o perioadă în care nativii vărsători nu trebuie și nu au voie, nu aveți voie să lucrați în medii în care vă simțiți stingeri, în medii în care uh, simțiți pe undeva că sunteți uh, uh, priviți precum niște străini sau nu vă simțiți confortabil cu oamenii de acolo și așa mai departe. Deci este o perioadă în care trebuie să existe o raportare la zona care vă, vă, place cel mai mult. Saturn cuadrat cu Uranus vorbește pe undeva despre acest conflict care pentru nativii vărsător are loc pe ascendent. Deci acest ascendent care face cuadratură cu Uranus aflat pe casa a patra. Ce înseamnă? Înseamnă că pe undeva intră în conflict propria personalitate de vărsători cu personalitatea aceasta de casă 4, cu mediul în care vreți pe undeva să se adapteze mediul uh, intim, domestic, la propria noastră personalitate. Deci, s-ar putea să vă surprindă faptul că nu vă regăsiți, nu, nu vă, nu, nu, nu vă simțiți chiar în elementul dumneavoastră acasă sau nu vă simțiți personal sau la locul de muncă și atunci simțiți nevoia să aveți un alt birou, să rearanjați biroul, să uh, nu știu, să rearanjați uh, casa și așa mai departe. Este un lucru foarte important pe care trebuie să îl faceți pentru că trebuie să adaptăm personalitatea noastră cu acest Jupiter pe ascendent trebuie să o adaptăm cu acest Saturn, îmi cer scuze, pe ascendent, quadrat cu Uranus în casa 4, -a, la spațiul în care activăm sau la spațiul în care locuim. Deci foarte importantă este această readaptare. Deci o quadratură care, repet, vizează pe toată lumea, dar contează foarte mult casele astrale care găzduiesc cele două planete. Mai mult decât atât, această lună nouă care a avut loc ieri pe semn de pământ și care a cuadrat, la pe Jupiter, aflat acum pe primul grad din cele 360, pentru nativii berbec are loc chiar pe casa contractelor, într-un mod în care există o variantă în care vă dați seama că trebuie să faceți ceva, că nu mai puteți stagna, Vă dați seama că este și ceva care trebuie să se dinamizeze într-un mod unic. Acest, acest Jupiter pe Casa Contractelor vorbește despre uh, faptul că se dinamizează de o manieră inedită relațiile tot felul de persoane care vor veni cu tot felul de promisiuni, cu tot felul de uh, propuneri către dumneavoastră și pe care trebuie pe undeva să le onorați. Foarte mulți nativi vărsători se privesc în oglindă în această perioadă, foarte mulți nativi vărsători au tendința și tentația să înțeleagă lucrurile uh, inedit. Adică multă lume care vine în uh, preajma dumneavoastră, multă lume care începe pe undeva să vă dea de înțeles că, nu știu, lucrurile se pot schimba, că ei au alte păreri, că vin cu alte opinii și așa mai departe, este bine să luați în calcul și părerile celorlalți, este foarte bine să înțelegeți faptul că fiecare are dreptul la opinia lui și opinia acestora poate fi foarte utilă, către, vă poate fi dumneavoastră foarte utilă. Um, zbaterea aceasta pe care vă dă prezența lui Pluton uh, pe casa a 12 pe casa uh, liniștii sufletești, această zbatere este extraordinar de importantă în sensul că uh, lucrurile care, repet, sunt precum o umbră în viața dumneavoastră, trebuie eliminate, trebuie înțelese, trebuie uh, să nu au voie de fapt să vă mai copleșească. Uh, foarte mulți nativi vărsători se vor izbi de propuneri din partea Universului concrete de a schimba casa în care locuiesc, spațiul în care lucrează și așa mai departe. De aceea vorbim despre o transformare majoră în curând, Saturn va părăsi semnul noastră și va intra pe casa validărilor și a tezaurizărilor. Acum, personalitatea noastră încă se schimbă, încă este o personalitate în totală schimbare, o personalitate care um, vădă de furcă în sensul că trebuie să o adaptați contextului în care lucrați sau în care uh, funcționați acasă. Vom vedea foarte mulți nativ-vărsători care pur și simplu alchimizează multe lucruri, care își doresc să lucreze în alt context, să aibă un alt gen de prieteni, să fie, să se poziționeze altfel, să arate lumii altă față, pentru că Soarele și el acum a intrat pe casa 12, alături de Lună, de Venus, de Mercur și de Pluto. Deci este o, o tensiune interioară, este un război interior care parcă nu vă mai lasă să vă uitați dimineața în oglindă și să vedeți același uh, eu pe care îl vedeți de ceva vreme și vreți să existe, dacă până acum, nu știu, v-ați văzut în oglindă elev, vreți să vă vedeți profesor, dacă v-ați văzut campion la nu știu ce sport, acum vreți să vă vedeți, uh, nu știu, funcționar la bancă, dacă v-ați văzut într-un domeniu, acum vreți să vă vedeți în altă parte. Și această transformare și alchimizare a personalității noastre este de foarte bun augur. Și momentul o susține, uh, spuneam și grație intrării Jupiter în Berbec. revenind după publicitate cu Nativi Pești. Am revenit. Pentru nativii pești, iată o perioadă care aduce foarte multă zbatere. Acest Jupiter care intră, spuneam, în semn prieten pentru el, în semn de foc, pentru nativii pești, aduce foarte multe întrebări. Cum putem să ne poziționăm? Cum putem să fim puțin mai buni din punct de vedere financiar? Care este potențialul? Unde v-ați subestimat? Vorbeam despre puterea noastră de a ne despre capacitatea noastră de a ne subestima și Jupiter acum care vine cu propunerea de a fi mult mai uh, expansiv în domeniul respectiv. El este jucăuș, este optimist, ajută generos și ajută oamenii care au o atitudine pozitivă, care nu se înfricoșează, care nu sunt uh, tot timpul uh, gravi în ceea ce fac, care nu uh, au această uh, modalitate de a privi lucrurile și de a le Um, agresa sau agrava. Ca atare pentru pești um, urmează o invitație în aceste 5 luni până pe 17 mai 2023 de a fi mult mai dinamici, de a accelera energia în domeniul financiar. Deci de a vă pune în valoare mai mult pe uh, ceea ce știți să faceți uh, cel mai bine. Maturizare pe ceea ce va să vină, adică într-un fel trebuie să vă gândiți unde sunteți dumneavoastră buni, unde sunteți talentați unde pe undeva aveți uh, ceva de spus, unde vă validați uh, ce vă poate pune în valoare. Uh, cartea de vizită, nu mai vorbim, uh, identitatea noastră trebuie să fie una uh, aproape de perfecțiune, în sensul că trebuie să vă puneți în valoare în fața celorlalți, altfel încât să fie o onoare pentru cineva dacă dumneavoastră îi oferiți serviciile sau dacă dumneavoastră faceți în așa fel încât să uh, ajutați o persoană. Trebuie să deveniți mai buni în domeniul în care activați. Știți că de foarte multe ori uh, poți avea valoare, dar dacă nu știi să te poziționezi, nu știi să te promovezi, poate oamenii nu te percep ca fiind o valoare. Deci pentru pești și în plan personal, chiar dacă nu credeți acest lucru, și în plan personal trebuie să îi vorbiți partenerului pe limba lui. De, sau prietenilor sau cunoștințelor pești, trebuie să-și stabilească cărțile de vizită personale, dar mai mult decât atât trebuie să înțelegeți cum funcționează partenerii, adică persoanele cu care uh, aveți o anumită interacțiune. Deci este foarte important să înțelegeți și ce cărți de vizită au cei cu care interacționați și cu care vă intersectați, pentru că acest atunci pe Casa a 12 în continuare până în martie 2023, vine și vă vorbește despre... O oportunitate, dacă vreți. Pe undeva aveți foarte multe lucruri care vă apasă, care vă dau de gândit, care vă pun în gardă. Saturn, se spune că poziția lui Saturn pe Casa Peștilor, pe Casa A12, este cea mai delicată poziția a lui Saturn. Acum Saturn este învărsător, dar este pentru pești în Casa Peștilor, adică în Casa A12. Asta înseamnă că este un ceva care vă dă bătaie de cap, aveți o apăsare, aveți un mentor spiritual și se și spune ce ne enervează cel mai rău ne este mentor spiritual. Deci gândiți-vă, cine vă enervează în această perioadă? Cine vă pune pe jac? Cine vă um, face să suferiți poate pentru că se Saturn în casa 12 arată și un factor care vă poate face să suferiți? Acela vă este mentor spiritual, nu în sensul care o pregătire spirituală, ci în sensul în care vă, în sensul în care, uh, vă determină să evoluați. Ca atare, această perioadă și luna aceasta nouă în Capricorn de ieri, care pentru noastră a fost foarte puternică fiind pe Casa Vărsătorului, vă ajută să aveți un mod de gândire mult mai înțelept, mult mai extravagant, mult mai nonconformist și așa veți ajunge la adevăr. Este acea invitație de a vă detașa pentru a fi cu adevărat implicat. Deci există un domeniu acolo pe care Saturn pe casa 12 al indică, trebuie să ne uităm oricum, trebuie să vă uitați pe astrograma personală, și care vă arată în zona în care sunteți foarte implicați, de fapt cel mai implicați, acolo este domeniul în care trebuie să vă detașați. Cam acestea au fost previziunile pentru zilele următoare. Ne revedem și astăzi de la ora 20 alături de Ingrid Baciu. La revedere!